O poveste zguduitoare și cu răspunsuri evazive. Asta e cea mai nouă situație legată de Laura Roșca, cunoscută ca DJ Lalea. După ce lumea a fost șocată să afle că a fost găsită moartă pe plajă, se pare că nu totul e așa cum pare. Un vâl de tristețe și întrebări a căzut peste toți cei care o cunoșteau. Avea terapie. Ba chiar a vorbit despre asta pe Instagram, zice un prieten. Ce naiba s-a întâmplat? Unchiul, vecinul și chiar tatăl ei nu scot un cuvânt fără să adauge câte unul dar. Da, Laura a avut momente dificile în ultima vreme. Un deces în familie, terapie psihologică și semne evidente de depresie. Se lupta cum putea, dar toată lumea credea că se descurcă. Posta clipuri motivaționale zilnic. Părea ok, spun apropiații, cu o notă de vinovăție în glas. Cineva a luat microfonul, altcineva s-a uitat la ore. Era ora 10 și 20 de minute dimineața când a sunat telefonul la poliția din Mamaia. Avem o problemă. O femeie a fost găsită moartă pe plajă, a fost mesajul. Rapid, s-au dus acolo. Și ghici ce? Fără niciun semn de violență. O adevărată enigmă, de parcă și soarele s-a ascuns după nori în acel moment, bineînțeles. Totul devine și mai ciudat când afli că Laura a fost identificată după tatuaje și o brățară. Nimic nu e clar. Toată lumea e în ceață. Poate a fost sinucidere, poate nu, spune o rudă, cu ochii umezi. Cu atâtea nelămuriri și cu o anchetă încă în derulare, nimeni nu mai știe ce să creadă. Hai să vorbim un pic despre ultima postare a lui DJ Lalea pe Instagram, unde folosea hashtagul UFVCKDepresion. Așa, n-a pus pur și simplu un inofensiv sunset sau fodie, nu, ci a urlat în fața lumii digitale despre monștrii cu care se luptă. Jay-Z Jo, alias Ioana Sihota, și-a aruncat și ea două cenții pe Instagram, zicând în esență că tragedia asta poate n-ar fi trebuit să se întâmple. Și nu, nu e vorba de două artiste care s-au întâlnit odată la un event și au dat follow. Ele chiar cântaseră împreună, fuseseră concurente într-o emisiune și pareau să fie mai mult decât simple cunoștințe. Dacă ar fi să luăm la puricat gândurile anchetatorilor, sunt câteva direcții. Poate că Lalea s-a necat, poate că s-a sinucis, sau poate, doar poate, e o crimă. Da, știm, pare un film noi. Tatăl Laurei, în orice caz, e la fel de nedumerit ca restul lumii. Omul zice că fata lui știa să nuate. Și da, recunoaște că ar fi putut să bea prea mult, mai ales că era deprimată. Deces în familie, terapie psihologică, internare. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. DJ Lalea nu făcea doar live-uri cu muzică, ci și cu gânduri adânci și filmulețe motivaționale. Se simțea bine în ultima perioadă, zice tatăl. Se pare că binele ăsta e relativ, dar asta nici nu e cea mai șocantă parte. Laura a fost găsită de o turistă care, inițial, a crezut că e un manechin adus de valuri pe țărm, până și-a dat seama că nu e un obiect de plastic, ci un om, o viață pierdută în mister, discontent mai violate or content policy. If you believe this to be an error, please submit your feedback. Your input will aid or research in this area. Și acum, gata, să ne cufundăm în ce s-a întâmplat pe plaja din Mamaia, unde Laura Roșca, alias DJ Lalea, a fost găsită fără suflare. Poliția a fost alertată, s-au aruncat priviri piezișe pe tatuaje și brățări și, bingo, era Laura. Șoc total pentru familie, prieteni și fani, care stau și se frământă ce a putut să o aducă aici. Polițiștii care se ocupă de cazul ăsta nu se joacă la ghicește melodia, ci la ghicește cauza morții. Părinții Laurei au bătut calea până la morga din Constanța să și-a rămas bun. Dar să nu credeți că vremea a stat deoparte. Nu, nu. Joi dimineață vântul făcea surf pe mare, cu peste 50 de km pe oră. Steagul roșu? Da, arborat. O sinucidere? O posibilitate. Ea însă și postase pe social media că se luptă cu depresia, dar e hotărâtă să câștige bătălia. Iar mesajele de condoleanțe curg ca un râu după ploaie pe rețelele sociale. Nu e de mirare. Laura era un nume cunoscut în industria muzicală. Nu doar o femeie oarecare care se plimba pe plajă. Așa, și să nu uităm mesajul enigmatic pe care l-a lăsat cu o zi înainte de a-și lua adio. Fansii stau și se zgâie, încercând să deușească ce vroia să spună. Nu e ușor, să știți. Cu toate astea, viața i-a luat o întorsătură fatală, într-un mod care a lăsat o mulțime de inimi zdrobite și o industrie în stare de șoc. Ei bine, bine, hai să vorbim despre Laura, sau cum o știa lumea, DJ Lalea. Și zic o știau pentru că, da, tânăra a fost găsită fără puls pe o plajă în Mamaia. Până și poliția e peste cap cu investigația.
sinucidere, accident. Nimeni nu știe. Dar, stați puțin, urme de violență? Nici măcar o zgârietură. Ea era o regină pe TikTok. A lăsat un mesaj care te face să te gândești de două ori. Doamne, te rog să mă aperi de-i prieteni, pentru că dușmanii au început să mă respecte. E ceva de rumegat acolo, nu? Oricum, știrea a căzut ca un trăsnet în industria muzicală din România. Și nu doar acolo. Iar când vine vorba de cum a fost găsită, țineți-vă bine. Un grup de tineri plimbându-se pe plajă au crezut că e un manechin de plastic. Șocul a fost mare când au realizat că e ceva mult mai serios. Și acum, poliția răscolește fiecare colț și ungher al poveștii, așteptând rezultatele medico-legale. Până atunci, toate variantele sunt pe masă. Un puzzle cu piese lipsă și o grămadă de întrebări fără răspuns. Bineînțeles, muzica vibrează în aer, chiar și după ce boxele s-au oprit. În toate postările ei, Laura, sau DJ Lale, acum era cunoscută în cercurile muzicale, lasa câte un mesaj misterios. Ultimul a fost pe TikTok. Doamne, te rog să mă aperi de-i prieteni, că dușmanii au început să mă respecte. Sare în ochi, nu? Ca un sunet prelung de bas într-o melodie tenor. Și apoi, vine știrea, găsită pe plajă, fără viață, în Mamaia. Turiștii, care se plimbau de-a lungul mării, la început au crezut că e un manechin. Hei, uitați-vă, cine și-a uitat păpușa Barbie pe nisip? Dar cum s-au apropiat, realitatea a devenit mai sumbră. Era Laura, era DJ Lalea, era misterul care acum are nevoie de un răspuns. Poliția. Ei bine, sunt ocupată să unească punctele. Sinucidere sau accident? Asta e întrebarea care flutură în aer ca un fum de țigară într-un club de noapte. Nici măcar o zgârietură, nici un semn de violență. Toate posibilitățile sunt pe masă, dar niciuna nu e confirmată. IPJ Constanța a scos comunicatul standard. Cercetările continuă. Da, așa fac ei, investighează. Dar ce se întâmplă când misterele sunt mai adânci decât apele Mării Negre? Toți cei care au cunoscut-o sunt șocați. Cum a putut să se întâmple? Se întreabă ei. Oricine a avut vreodată un cont de socializare și a dat un like postărilor ei se simte acum ca un detectiv de ocazie. Urmăreau fiecare hashtag, fiecare emoji, ca și cum ar fi fost o cheie către sufletul ei. Dar, la final, când totul se termină brusc, rămânem doar cu întrebări. Nu uitați, Laura nu era doar DJ Lalea, ci și o fiică, o prietenă, un om. Tatăl ei a mărturisit cât de mult îi pasă de ea, a împărtășit detalii despre lupta ei cu depresia. Ea știa să nuate, a zis el, dar uneori. Știința nu te ajută când ești tras în adâncuri de o forță invizibilă, fie ea o stare mentală sau valurile mării. Și totuși, chiar dacă nu mai este aici, rămân cuvintele ei și cu atâtea speculații. Unii spun că a fost sinucidere, alții se gândesc la un accident tragic, dar nimeni nu poate spune cu certitudine. Ancheta continuă și fiecare indiciu poate fi o piatră de temelie pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu această tânără artistă. Pe rețelele de socializare, fanii încă postează mesaje de adio. Unii chiar lansează teorii ale conspirației. Dar la finalul zilei, ce contează cu adevărat este să aflăm adevărul. În orice caz, ce se vede clar este că viața e fragilă. E ca o melodie cu ritmuri neregulate. Nu știi niciodată când se va opri. Așa că, când ascultați următoarea piesă de la DJ Lalea, amintiți-vă că în spatele fiecărei note, fiecăruia dintre noi are o poveste, o luptă, un mister nerezolvat.